Creșterea stimei de sine îți transformă situația în dragoste. Oricât de dificilă este situația ta ca femeie, oricât de jos te afli acum, când te decizi să faci ceva pentru că știi că meriți mai mult și ești dispusă să faci ce este nevoie, vei reuși să te ridici, să câștigi și să ai recunoaștere. Când pui nevoile unui bărbat înaintea nevoilor tale, nu funcționează. Înseamnă că îl faci mai important pe el decât pe tine și atunci te va folosi și vei rămâne prinsă în cap ca în a unei iluzii că el te va iubi pentru cât te faci pentru el. Din contră, el te va iubi pentru că îl inspiri tu printr-o stimă de sine sănătoasă, prin ce emani și faci tu ca femeie, valorizându-te. Încrederea în sine a unei femei constă în atitudinea ei față de ea însăși și anume: 1. Ce crezi despre tine, înțelegând că nu un bărbat te definește, că meriți dragoste și respect pentru că ești o ființă valoroasă și femeie. 2. Să ai limite sănătoase. Stima de sine se vede în limitele unei femei. Să știi ce vrei și ce nu vrei. Să ai standarde despre cum să fii tratată și să-ți amintești ce meriți înaintea sentimentelor de dragoste față de un bărbat care nu te valorizează. De exemplu, limite sănătoase. Vreau o relație stabilă, vreau angajament, nu vreau să fiu amantă, nu vreau să fiu folosită, nu vreau să fiu manipulată, vreau să fiu valorizată. Dacă îți exprimi stima de sine prin fapte, atunci ce practici se va transforma în dragoste în viața ta.